Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la emisiunea noastră. Iată, este trecut de ora 17, am venit în direct cu audiența generală și astăzi discutăm câteva subiecte interesante. În primul rând discutăm despre investiții, despre localități care au rămas fără bani, pentru că, iată, legea le-au lăsat în acest an fără investiții. Discutăm despre cum se poate descurca o comună fără bani, dar mai ales ce poate să facă un primar în aceste condiții. Tot aici, la audiență generală, discutăm despre seceta care este prognosticată în județul Satu Mare, acolo unde în urmă cu câteva zile am avut ploi abundente, am avut grindină și din păcate cei de la Direcția Agricolă au dat acum avertismentul, vine seceta și ce nu a fost distrus de grindină va fi distrus de lipsa de apă. Tot aici la audiență generală discutăm despre o premieră, pentru că la Spitalul Județean din Baia Mare a fost realizată o premieră medicală. Fața unui pacient a fost reconstituită în totalitate în urma unui accident casnic. Vom vedea și imagini, dar mai ales vom discuta cu colegii noștri de acolo despre această performanță într-un spital din Baia Mare, așa cum spuneam, o premieră în România. Doamnelor și domnilor, cum vă spuneam, în urmă cu câteva minute, discutăm astăzi despre primăriile care au rămas fără bani de la buget pentru că legea le-a lăsat în acest an fără investiții, cu toate că avea un program foarte multe lucruri de făcut, aceste comune au rămas fără finanțare. Discutăm despre toate acestea, pentru că alături de noi este domnul primar Ilie Cheșa, primarul comunei Secusigiu. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Și mulțumesc că ați acceptat să veniți la emisiune. Subiectul nu este unul care să vă avantajeze sau care să vă convină foarte tare, având în vedere că în acest an ați cam rămas fără bani. Da, într-adevăr, este un subiect foarte greu, un subiect pe care nu numai eu ca primar al comunei Secusigiu îl abordez, îl abordează cei mai mulți primari din județul Arad și mă refer aici la comunele foarte mari cu venituri mici. Din punctul meu de vedere, dacă guvernul continuă să stopeze finanțările la primăriile mari, o să avem o problemă. Pentru că ei au direcționat banii către primăriile mici, adică au egalizat tot ce înseamnă comunitățile locale, n-au ținut cont că sunt comunități de 300 de locuitori sau de 6.000 de locuitori, cum este comuna noastră. Și e una ca să primești 1.500.000 de lei la o comună cu 300 de locuitori și la 6.000 de locuitori tot aceea sumă. Și gândiți-vă că am nenumărate investiții pornite pentru comuna Secusigiu. Eu efectiv acum merg cu frâna de mână trasă. Ne descurcăm foarte greu pentru că noi efectiv trebuie să încasăm de la populație. Populația este foarte săracă și stând de vorbă cu locuitorii comunei Secusigiu, am lămurit și am convins cât este de important să ne plătim impozitele, pentru că doar plătind impozitele reușim să facem ceva pentru comunitate. Dar nu este suficient. Despre asta vorbeam. V-a prins cumva pe nepregătite un astfel de proiect de lege, o astfel de ordonanță care, iată, în cele din urmă s-a văzut cel mai mult la capitolul investiții. Astăzi avem străzi pe care, în loc să se lucreze, se plimbă gâștele. Între ghilimele se plimbă gâștele, dar vreau să vă spun că am nenumărate investiții pornite, lucrări multianuale cuprinse pe 2, pe 3, pe 4 sau pe 5 ani, iar astăzi sunt nevoit să stopez aceste lucrări datorită lipsei de finanțare. Am pornit, de exemplu, anul trecut un mare proiect de construire alei în comună. Am reușit ca să facem doar în Sânt Petru German ce am pornit anul trecut și să finalizăm proiectul destinat acestui an. Iar în acest an, pe fonduri europene, am început să construim, urmează săptămâna viitoare să facem recepția finală, 1,6 km de alei în localitatea Secusigiu. Bun, aici este un proiect european care nu are de-a face cu bugetul local. Noi despre banii de la bugetul de stat am fi vrut să vorbim. Bani care nu au venit, ce sumă ați pierdut în acest an? Sumă pe care ați mizat. Vă spun doar la investiții. Am la investiții 1.200.000 de lei mai puțin ca și anul trecut. Adică cu 12 miliarde de lei vechi, ca să înțeleagă toată lumea. Pentru mine este foarte dureros, pentru că și anul trecut am zis că sunt bani puțini. Dar comparativ cu acum 2 ani, sunt
enorm de puțin. Acum, azi 2 ani, am avut 18 miliarde bani de investiții și am reușit ca să avansăm, să facem ceva pentru comunitate. Dar astăzi am nenumărate proiecte care nu știu cum o să-mi scot cam așa, ca să reușesc să le finalizez. Domnule primar, cum întrețineți aceste șantiere, așa cum ați spus, lucrări multianuale, pe care a trebuit să le opriți, a trebuit să vă mai opriți din avântul cu care le derulați? Sincer să vă spun, am avut și înțelegere din partea constructorilor, dar și constructorii pe partea lor, gândiți-vă că ei fac investiții și nu-și recuperează banii. E din cauza noastră, în general, a instituțiilor statului, pot intra în insolvență și în incapacitate de plată. Eu nu doresc acest lucru și nici nu vreau ca să fac angajamente fără acoperire. Am fost ales primar pentru a face ceva pentru comunitate. Dar asta nu înseamnă că trebuie să bag comuna în anumite datorii și în anumite dificultăți. De parte gândul, fac eforturi deosebite pentru a echilibra ce înseamnă bugetul local, dar eu vă spun sincer, dacă așa se continuă pe această ordonanță, foarte multe primării vor avea probleme până la sfârșitul anului. Ce înseamnă asta? Nu veți avea bani de salarii? Inclusiv bani de salarii nu vom avea. Până când aveți bani să funcționați? Sincer să vă spun, eu mi-am alocat banii de salarii pentru că și așa, după cum am mai discutat de fiecare dată când ne-am întâlnit cu dumneavoastră, salariile sunt foarte mici și eu mi-am alocat banii de salarii până la sfârșitul anului. Măcar atât funcționarii ca să-și primească salariile. A doua prioritate pentru mine a fost asigurarea cheltuielor pentru iluminatul public, energie electrică pentru iluminatul public și lemnele pentru școală. În rest, depinde foarte mult pentru a încasa tot ce înseamnă impozite și taxe de la populație, ca să putem să ducem mai departe puținele investiții care le mai putem continua în acest an. Bun, să înțelegem că până la urmă banii de salarii i-ați pus deoparte. Da. Eu așa am procedat. Nu știu dacă și restul primarilor au făcut același lucru sau dacă au avut posibilitatea de a face acest lucru. Pentru că asta înseamnă că până la sfârșitul anului nu veți închide primăria, dar nici bine nu veți funcționa. Riscăm și așa să ajungem în situația în care nu ne încasăm veniturile de la populație, să ajungem în trimestru 4 să avem dificultăți. Eu sper să nu ajungem în situația asta și sper ca să fie un semnal de alarmă care le-am tras toți primarii din județ și numai din județ și din țară în ceea ce privește alocarea fondurilor la bugetele primăriilor. Sper ca guvernul să înțeleagă că s-a făcut o mare greșeală în ceea ce privește echilibrarea bugetelor la comune și eu mă refer aici la comuna Secosigiu pentru că este una dintre cele mai mari comune din județul Arad. Nu știu ce concepție a avut guvernul pentru că efectiv acum în comunele mari sunt oprite investițiile și sunt direcționați banii către comunele mici și foarte mici. Sunt comune și nu vreau să dau cu numele, care sunt 300 de locuitori, unde probabil... La Ciștarovăț, spre exemplu, da, unde s-au alocat peste un miliard... Peste 1.300.000. 1.300.000 de lei, 300 de locuitori are, nu? Sau 221, parcă. În jur de 300 de locuitori, de câte știu eu, și mie nu mi se pare corect, acum eu n-am nimica cu cetățenii din comuna Ciștarovăț, tot respectul pentru ei, dar gândiți-vă, ce poate să facă primăria din Ciștarovăț cu 1.500.000 de lei și ce poate să facă primăria din comuna Secosigiu cu 1.500.000 care are 4 sate, 6.300 de locuitori. Cred că pot să facă același lucru, doar că una are mai mulți locuitori și una are mai puțin. Eu zic că o să aibă... Nu știu pe ce o să poată cheltui banii, dar în fine, e problema domnului primar. Cum se cheltuie acești bani? Pe proiecte? Ați făcut previziuni atunci când ați dat drumul unui proiect? Ați făcut previziuni pentru faptul că el va fi finanțat? Bineînțeles. Bun. Cine v-a aprobat astfel de previziuni? Deci să fac previziuni și la nivelul Consiliului Județean și la nivelul Guvernului. Bun. Și atunci... Ce le-ați transmis celor de la Consiliul Județean care au aprobat, care au fost de acord cu previziunea care ați făcut-o și dintr-o dată ați rămas fără bani? Problema e că nici Consiliul Județean n-a putut să facă absolut nimic. După cum știți, și din banii Consiliului Județean au fost diminuați cu vreo 20 de milioane, dacă nu mă înșel. Și astăzi am ajuns în situația în care noi, primăriile care avem probleme, nici nu mai putem apela la Consiliul Județean.
pentru că chiar dacă ar vrea domnul președinte astăzi să ne ajute, nu mai are posibilitatea legală. Cine a dat această ordonanță, care nu mi se pare corectă, a zis, domnule, să ne adresăm guvernului. Dar eu vă întreb pe dumneavoastră, până ajungi la guvern, nu era mai bine aproape aici Consiliul Județean? Dar ați încercat să discutați cu cei din guvern pe tema lipsei de bani pentru investițiile deja aflate în derulare? Să știți că au ținut așa o garda sus, ca să pun între ghilimele, și o anumită distanță față de noi. Am avut o întâlnire cu un ministru secretar de stat imediat după ce s-a elaborat bugetul și ne-am spus păsurile toți primarii. În deschidere, domnul secretar de stat a știut să cuprindă toate problemele care știa că venim noi ca să le întâmpinăm, că le desfășurăm în fața dânsului. Iar el ne promitea că va depune și va discuta cu ministrul finanțelor de la acea vreme ca să repare această greșeală. Suntem mâine, poi mâine, suntem în luna iulie și eu prevăd că nu se va întâmpla nimic. L-ați sunat pe acest domn să îi reamintiți faptul că a venit și v-a spus anumite este lucruri? Este foarte greu ca să ajungi să discuți cu un ministru secretar de stat. Într-adevăr, sunt ocupați și este foarte greu ca să ajungi. Dar prin Asociația Comunelor și Orașelor facem demersurile necesare pentru a reveni la acea formulă în care se dădeau bani. Așa, unii ziceau că era rău gândită, dar rău gândită cum a fost mai bine venită pentru noi primarii din comunele mari față de ceea ce este acum. Da, domnule primar, mai avem doar câteva minute și mergem imediat într-o transmisiune la Satul Mare, dar spuneți-mi, vă rog, din punct de vedere al investiției, care ar fi prioritatea pe care nu o puteți lăsa? Că am înțeles că aveți mai multe priorități, dar care ar fi cea pe care nu o puteți lăsa de la un an la altul pentru că pierdeți bani mai mult stând? Bun, eu vreau să vă spun altceva, un lucru foarte important. Se lansează sesiunea de proiecte 2014-2020. Toate documentațiile costă. Deci trebuie să plătești proiectare, trebuie să plătești consultanță, trebuie să plătești studii, trebuie să plătești avize. Credeți-mă, eu nu am acești bani și fac eforturi ca să fac o selecție în ceea ce privește consultanța și proiectarea pentru a le plăti la finanțare. E mai greu ca majoritatea consultanților și proiectanților nu au încredere în sistemul care îl propun eu. Dar eu o să fac eforturi pentru a găsi soluții. Bun. Care ar fi investiția, așa cum vă spuneam mai devreme și repet, pe care nu o puteți lăsa din brațe în această perioadă și care considerați că este prioritatea numărul zero? Investiția cu prioritate numărul zero pentru Comuna Secu-Sigiu este alimentarea cu apă. Alimentare cu apă, proiect care l-am început în anul 2010, am lucrat în 2011 și în 2012, am atras peste 1 milion de euro. Iar din 2013 nu am primit niciun leu, în 2014 am primit doar jumătate cât am semnat contractul de finanțare și să vedem ce se va întâmpla în acest an. Pentru că concepția guvernului este alta față de ce era pe hotărârea de guvern 577. Semnesc un contract de finanțare, primești o anumită sumă de bani, lucrezi de acea sumă de bani, facturezi și plătești doar banii care i-ai primit. Nimic mai mult. În situația în care eu în 2013 am rămas cu facturi tăiate și situații de lucrări și producție realizată de o sumă foarte importantă. Și eu de 3 ani de zile tot încerc să acopăr acele plăți restante față de constructori. Foarte interesant. Vom mai discuta despre acest lucru, pentru că probleme sunt, doamnelor și domnilor, și în altă parte unde poate nu a luat viitura toți banii, dar iată, în urma unor ploi și a grindinei căzute în ultima vreme în Satul Mare, acum semnalul vine că va exista și o secetă foarte puternică. Direcția Agricolă din Satul Mare a dat un astfel de semn. Directorul Direcției Agricole, care este și în legătură directă cu noi, domnul Ioan Ciolteean, așa cum vă spuneam, ne spune mai multe. Bună ziua! Vă spun bună ziua. Făceam referire în ședința care am avut-o astăzi
despre o circulară a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale care făcea referire la evoluția vremii și schimbările, și schimbările climatice și sigur bazată pe estimările Administrației Naționale de Meteorologie atât cu privire la evoluția cantităților lunare de precipitații, cât și asupra regimului termic pentru perioada următoare, indică posibilitatea instalării secetei pedologice în unele zone și făcea referire la Moldova, Crișana, Banat, o parte din Dobroja, Muntenia, sud-vestul și sud-estul Transilvaniei și local în estul Olteniei. Și mi-amintesc că ieri am participat la Diosig la Ziua Grâului și da, în unele zone din Bihor, în timpul amiezii, mult porumb avea frunzele răsucite. Și chiar și în județul Satu Mare, în partea de vest a județului, cantitățile de precipitații au fost mai puține decât în rest. Sperăm să nu se adeverească această prognoză ca să fim afectați, dar ne gândim că începând din 2012 încoace a fost secetă pedologică mai mare sau mai mică în fiecare an. Cu excepția anului trecut, partea a doua, în care am avut ploi, dar ploi de întreținere, nu ploi care au refăcut deficitul pedologic de umiditate. Da. Până acum, în județul Satu Mare, nu sunt probleme decât alea cu grindina, care au fost și vijelii și suprafețe mai mici inundate, dar apă care s-a absorbit și putem să spunem că în mare rezolvate problemele. Iar acolo unde a fost grindină, sigur, au fost afectate unele culturi, altele reversibil, altele ireversibil, deci depinde care în ce situație s-au găsit. De exemplu, culturile horticole și căpșunii au fost afectate ireversibil. Sau sămânăturile de toamnă, rapița și păioasele, sigur, care au fost afectate de grindină, alea nu-și mai revin unde s-a rupt siligma sau paiul. Făcând la porumb și floarea soarelui, unde n-a fost afectat vârful de creștere, acestea și-au mai revenit. Însă sperăm să nu se adeverească estimările. Sperăm să nu se adeverească, domnule director. Există capacitatea de a avea și irigații? Să presupunem că, iată, va veni această secetă, dar există capacitatea de a asigura irigații acolo unde... Nu, deci avem în sudul țării, dacă nu mă înșel, 1 milion și ceva de hectare care pot fi irigate, dar în județul Satu Mare, nu. Și nici în partea de vest, din câte știu eu. Da, foarte interesant. Ideea este că trebuie să ne rugăm la bunul Dumnezeu să nu mai dea gheață, să ne dea doar ploaie și aceea să fie cât de cât calculată. Să ne dea ploaie, da. Dacă am avea niște ploi de întreținere căzute la timp, n-am avea probleme. Până în prezent, culturile, în afară de cele afectate de grindină, se prezintă foarte bine. Însă, în condiții de arșiță, de caniculă, cu ploi puține și cu rezervă insuficientă de apă în sol, s-ar putea ajunge la secetă pedologică, dar sperăm să nu se întâmple. Să sperăm că nu se va întâmpla așa. Vă mulțumim foarte mult că ați acceptat să intrați în legătură directă cu noi. A fost domnul Ioan Ciolteanu, directorul
Direcției Agricole din Satu Mare. Doamnelor și domnilor, ne oprim acum pentru o scurtă pauză de publicitate. Vom vedea și noi ce înseamnă investiții, dar mai ales ce înseamnă grija față de bunurile pe care le avem și pe care le-am început într-o investiție atunci când ne-am făcut și noi previziuni. Discutăm puțin și despre un eveniment fericit care va avea loc la sfârșit de săptămână. Vedeți despre ce este vorba aici la audiență generală. Și tot aici vom discuta despre cazul unui băimărean care a ajuns la spital cu fața tăiată. Iată, medicii au reușit o premieră la Baia Mare. I-au reconstituit întreaga față. Discutăm despre toate aceste lucruri în scurt timp. Și așa, patru, poartă în casă. Apropo de casă, curățați și voi coșul de fum. Dacă te treabă, mi-o curăță-l tu. Lasă, bre, că merge și așa. Dar nu e periculos? 6-6. Hai că te-am ars. Nu-ți asuma niciun risc. Siguranța nu e un joc de noroc. O campanie inițiată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Am revenit în emisie, doamnelor și domnilor, și cum vă spuneam înainte de publicitate, la Baia Mare a fost reușită o performanță în medicină. Fața unui pacient a fost refăcută după un accident nefericit, un accident casnic. Așadar, cum vă spuneam, este o premieră în medicina băimăriană. Mergem acum în legătură directă la colega noastră, Mirabela Pop, care ne spune ce s-a întâmplat și mai ales cum au reușit medicii să refacă toată această, prin această operație, întreaga față a omului. Bună ziua, Mirabela! Bună ziua! La 63 de ani putem spune că un maramureșan a primit nu doar un nou chip, ci și o nouă șansă la viață. Medicii băimăreni i-au refăcut fața după ce acesta s-a tăiat accidental cu un flex. Operația care a avut loc în premieră la spitalul din Baia Mare nu a fost deloc ușoară, întrucât, având în vedere dimensiunea mică a fragmentelor osoase, medicii au fost nevoiți să reconstruiască fața bărbatului asemeni unui puzzle. Practic au fost asamblate bucățile rupte de os cu ajutorul unor fire speciale de nailon, nu cu plăcuțe și șuruburi așa cum se procedează în astfel de cazuri. Bărbatul ne-a povestit astăzi că lucra pentru finalizarea foișorului din curte, unde urma să-și petreacă duminicile de vară alături de familie, de copii și de nepoți. La un moment dat însă a mânuit greșit aparatul și l-a apropiat din greșeală de față. A ajuns la spital cu o plagă distructivă, fiindu-i afectați ochii, fosele nazale și sinusul maxilar stâng. După o operație maraton de câteva ore, fiecare fragment fracturat a fost însăpus cap la cap, cum spuneam, asemenea unui puzzle. În urma acestei intervenții, bărbatul și-a recuperat funcționalitatea ochiului drept, a ochiului stâng, a sinusurilor, precum și a fiecărui organ asupra căruia s-a intervenit. Trebuie spus că astfel de intervenții se realizează în puține centre din țară. E vorba de un program, așa un numitul program de traumă, care se desfășoară în spitale universitare precum cel din Cluj, Iași, București și Timișoara. Bărbatul va mai avea nevoie însă de o intervenție chirurgicală, va rămâne în spital încă câteva zile, apoi spune că se va întoarce acasă la nepoți, pentru care de altfel a și construit acest foișor. Da, foarte interesant. Mă bucur că s-a folosit acest blur pentru imagini, pentru că, vă spun foarte sincer, doamnelor și domnilor, am văzut aceste imagini la montaj terifiante, dar în același timp mă bucur că fața omului a fost recuperată în proporție de 100%. Mulțumim mult, Mirabela, pentru intervenția ta. Doamnelor și domnilor, revenim aici în platoul Nord-Vest TV regional. Discutăm în continuare despre bugete, dar mai ales despre planurile pe care primăriile și le-au făcut, pe banii pe care ar fi trebuit să-i primească de la buget. Însă, acești bani nu au mai venit, iar acum primăriile sunt nevoite să se descurce pe cont propriu. Avem investiții în derulare, avem investiții multianuale, care au rămas fără finanțare. Investiții care sunt făcute tot din banii statului, cum s-ar spune, și bani în interesul comunității. Alături de mine este în continuare domnul Ilie Cheșa, primarul comunei Secusigiu din județul Arad. Domnule primar, discutând despre toate aceste lucruri, ce le-ați spus oamenilor când
ați mers în comună și le-ați comunicat faptul că nu mai aveți bani de investiții. Am o comunicare foarte bună cu cetățenii de comună și tot timpul le-am explicat, până nu a se ajunge în această situație anul acesta, tot timpul le-am explicat cât este de important pentru noi investițiile, pentru că, din punct de vedere al investițiilor, comuna Secusigiu a stat mai rău. Am intrat în forță, am făcut nenumărate investiții și le-am explicat cât este de important să-și plătească impozitele. Oamenii au înțeles, cu toate că au dificultăți din punct de vedere financiar și îi înțeleg într-un fel, dar într-un fel trebuie să înțeleagă și cetățenii comunei, pentru că doar plătind impozitele se pot face investiții. Lipsa plății impozitelor, acea mică parte, că totuși există o mică parte, asta nu se înțelege că acele impozite nu se plătesc, dar pe mine mă interesează să plătească în anul bugetar. Și să plătească înainte de septembrie, să puteți derula investiția. Bineînțeles, că atâta timp cât se plătește în prima perioadă a anului, eu pot foarte liniștit să demarez investițiile. Banii aceia care sunt neîncasați de anul trecut, de exemplu, să nu interpreteze cineva că rămâne dator și nu plătește. Banii aceia se recuperează prin diferite modalități. Se fac popriri pe salarii, pe conturi, pe pensii. Asta este procedura codului fiscal. Suntem obligați ca să demarăm aceste lucruri. Dar vin și adresez cetățenilor rugămintea de a-și plăti aceste impozite. Știu că nu este ușor, dar trebuie să facem niște eforturi, pentru că pentru noi le facem, pentru întreaga comunitate, și putem demara mai departe investițiile care le avem, e adevărat, cu bani mai puțin de la buget. Dar, domnul Vasile, dacă stăm să analizăm bugetul comunei Secusigiu raportat la investițiile pe care le avem demarate, noi, în afară de salarii, cheltuieli de funcționare, plata energiei electrice pentru iluminatul public și asigurarea funcționării școlilor, mai departe nu putem face nimic. Practic funcționați fără a derula... Nu. Deci noi nu putem face nimic. Deci totdeauna am pus pe prim plan funcționarea primăriei, salariile și copiii. Minimul necesar pentru a funcționa școlile. Șansa pentru primării sunt fondurile europene. Știu ceea ce spun, nu este ușor, este foarte greu. Am văzut chiar în aceste zile, chiar ieri s-a dat o știre prin care fondurile Uniunii Europene pe mediu au fost sistate pentru moment. Cum accesați fonduri europene? Vreau să vă spun că încă din al doilea an de când am ajuns primar, din 2009, am început să muncesc la foarte multe proiecte pe fonduri europene. Birocrația este foarte mare, documentația este foarte stufoasă. Deci, aveți cuvântul meu, am muncit pentru primul proiect care l-am depus 6 luni de zile și te bucuri când ajungi să depui acel proiect, dar am avut și un amar după aceea, când am văzut că din 1700 de proiecte au fost finanțate doar undeva până în 300 de proiecte și eu am fost al 330 și ceva... Ați fost sub linie oricum. Al 30 și ceva sub linie. Acum vin și cu vestea bună. Săptămâna trecută am fost sunat de la APDRP, în care mi s-a spus că am intrat pe eșantion, având în vedere că acele 300 de proiecte, în urma licitațiilor, prețurile au scăzut, s-au venit la licitații cu prețuri mai mici și au mai rămas bani. Și e posibil ca noi, Comuna Secusigiu, să intrăm pe acel eșantion și să primim finanțare pentru proiectul care l-am depus în 2009. Și pentru ce anume și câți bani? Deci proiectul inițial care l-am depus era de 2,5 milioane de euro. În urma analizei, ni s-a tăiat o componentă din proiect, fiind proiect integrat, și vreau să vă spun că era vorba de asfaltarea 9 km de străzi, grădiniță cu program prelungit, pentru că am socotit că este necesar pentru o comunitate așa de mare, ca să ai unde să-ți lași copilul în grijă toată ziua, dotat cu tot ceea ce trebuie, cu sală de mese, cu dormitoare, și program festival folcloric cu specific local, având în vedere că noi avem
tradiția în Secusigiu, cu sorocul de Secusigiu, dansul de Secusigiu care se dansează pe marele scene și portul de Secusigiu care este foarte frumos și mie îmi drag foarte mult de acest port. În urma analizei a fost tăiată componenta socială, adică grădinița, am rămas doar cu două componente. Este vorba de aproximativ 1,5 milioane de euro în care va consta asfaltarea a cel puțin două drumuri, chiar trei drumuri în fiecare localitate. Și mai explicit vreau să vă spun că în satul mare avem trei străzi, în satul mare avem trei străzi, în Secusigiu patru străzi, în Munar două străzi și în Sfânt Petru German două străzi. Aștept cu nerăbdare acest telefon, chiar în ziua de mâine o să și sun, că nu mai aveți răbdare să vedem dacă reușim să prindem această finanțare. Partea, bucuria este acum foarte mare, dar urmează partea grea, pentru că trebuie implementat acest proiect. Și trebuie implementat urgent, să înțelegem. Foarte urgent, pentru că până la sfârșitul anului, dacă intrăm pe eșantion, trebuie cheltuiți acești bani. Și nu sunt bani puțini. Da, sunt investiții care, iată, vă dau o gură de oxigen. Eu aș vrea să revenim puțin la cei care plătesc taxe și impozite. Care este marja celor care nu și-au plătit impozitele sau nu le plătesc în mod regulat? La sfârșitul fiecare an se face o analiză în ceea ce privește colectarea impozitelor și taxelor. Există o formulă în care se acordă banii. Formula de anul ăsta este dezavantajoasă pentru Comuna Secusigiu. Formula care a fost până anul acesta avantaja pentru că locuitorii din Comuna Secusigiu au venituri mici raportat la celelalte comune. Vreau să vă spun că populația din Comuna Secusigiu, având venituri mici, procentul de încasare a fost destul de mic. Unii dintre cetățeni s-au supărat pe mine în momentul când ne-am dojenit sau i-am chemat la mine în birou când a avut o problemă la primărie ca să le explic cât e de important să se plătească impozitele și impozitele. Pentru că noi, toți cetățenii, contribuim la bunul mers al comunei și eu și fiecare cetățean din comună contribuie cu puținul lui. Dumneavoastră v-ați plătit impozitul? Normal. Când l-ați plătit? În primul trimestru. În primul trimestru pentru a beneficia, în primul rând, de bonificația de 10% pe care am acordat-o prin hotărârea de Consiliu Local. Da. Interesant, să sperăm că până la urmă își vor plăti tot mai mulți aceste impozite, pentru că interesul este ca fiecare localitate, fiecare comunitate să-și facă investiția. Domnule primar, pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, v-am invitat astăzi alături de noi pentru că știm că la sfârșit de săptămână aveți un eveniment fericit, un eveniment mult așteptat de către locuitorii din comună și un eveniment la care veți avea foarte mulți invitați. Da, într-adevăr, și mă bucur că ați deschis acest subiect. Suntem la 7-a ediție a întâlnirii fiilor satului din Comuna Secusigiu. Am invitat și invit pe această cale toți fiii satului ai comune, fiii comunei Secusigiu, să ne întâlnim sâmbătă și duminică pe platoul din fața primăriei. Evenimentul de duminică este la 7-a ediție, în care va consta într-un festival al păpricasului. Am făcut această tradiție, iar în continuare va fi un festival folcloric, vom avea nenumărați invitați împreună cu generalul și cu trupa lui, iar ca și cap de afiș, Lele Crăciunescu. Lele Crăciunescu? Lele Crăciunescu, Diana Selagea, Ionuț Langa, Claudia Ionaș, iată, nume importante, nume foarte, foarte cunoscute. Da, și am mai făcut o chestie interesantă din acest an și mă mândresc cu acest lucru. Avem foarte mulți cântăreți muzicanți în comuna noastră. Anul acesta i-am convocat, i-am strâns, sunt undeva la vreo 10 instrumentiști și soliști vocali și vreau să construiesc un ansamblu al comunei noastre. Imediat după emisiune o să mă duc să mă întâlnesc cu ei, că s-au adunat băieții la repetiții și vreau ca să am o mică discuție cu ei. Iar pe dumneavoastră vă invit cu mare drag să veniți la noi la Secusigiu, pentru că sunteți bine primiți cu căldură.
Ce ne puteți spune despre program? Când încep evenimentele? Unde se poate participa? Unde sunt cu public mai redus? Evenimentul de duminică începe de la ora 18 și se va încheia undeva după miezul nopții cu un frumos foc de artificii. Dar vreau să revin la sâmbătă seara. Este a treia ediție a serii tineretului. Anul ăsta am avut un pic, din cauza finanțării, am avut o nedumerire, am stat și zis să fac, să nu fac, pentru că nu aveam finanțare. Am alocat bani foarte puțin pentru acest eveniment și mi-am zis, domnule, dar cum să las eu tineretul deoparte? Pentru că și mie îmi place să fiu între tineret și eu stimez tineretul și iubesc foarte mult. Am zis, hai să iau eu inima în dit, să iau căciula în mână și să mă duc să cer sponsorizări. Și am reușit să adun suma necesară pentru a se desfășura acest eveniment de sâmbătă seară. Așa că, dragi telespectatori, vă invit la Secusigiu sâmbătă seara, unde va avea finala Miss Fata de la Țară. Vom avea nenumărați invitați, multe surprize și vom încheia cu un concert al trupei Pact cu Leo Iorga și Adi Oradean. Da, un program foarte interesant, un program la care și noi invităm pe telespectatori, cei care doresc, cei care nu ajung, oricum vor vedea la Vest TV acest eveniment și cu siguranță că vor aprecia programul pregătit de primăria Secusigiu. Doamnelor și domnilor, trebuie să punem punct emisiunii noastre, pentru că în câteva momente vine monitorul, cea mai importantă ediție de știri a zilei. Rămâneți alături de noi, pentru că Diana Brădean vine cu știrile în câteva momente, iar în această seară, de la ora 20, colegul meu, Andrei Andu, vă așteaptă la o discuție extrem de interesantă. Chiar vă recomandăm să nu ratați această emisiune, iar noi ne revedem mâine. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune!